Salutare frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la un episod. Astăzi vreau să vă prezint câteva lucruri pe care chiar nu le știai despre Granilici. Mai întâi vreau să vă prezint așa un easter egg în ghilimele. Aici, în acest meniu principal, vedeți această capcană, da? Aia de acolo, capcana aia. Dacă apăsați pe ea, se va întâmpla asta. Cred că știați asta, că e destul de populară. Dar mă rog, să trecem la următoarea chestie. Sigur v-ați întrebat vreodată ce fel de mașină este asta? Ce fel de model? Ce fel de marcă? Ei bine, o aveți acum pe ecran. Eu zic că seamănă puțin cu ea. Mașina se numește... Nu pot să citesc acum că nu am în față, nu știu, nume foarte ciudat. Moscatrit, Mostichito, nu pot să-l citesc numele ăla. Este o mașină din 1990 și este o mașină sovietică. Bă, na, interesant, nu, ce pot spune, nu cred că știați asemenea chestii, deci chestia asta chiar nu cred că o știați. Încă un lucru pe care poate nu știați este că dacă arunci un obiect, orice obiect în capcană, ea se va închide și poți să treci prin ea fără nicio problemă. Priviți doar. Stați puțin să... Ai băgat așa. Vedeți? S-a închis. Acum cred că ar trebui să vină Granny, da, vine Granny. Dacă atingi de două ori un tablou, el va pica prin hartă, prin podea. Haideți să vă arăt, deci l-am atins odată, da? A picat. Mă ating de două ori. Bine, nu merge chiar așa bine de fiecare dată, dar m-a așteptat să vedeți. A, vedeți? A picat. Un lucru mai mult sau mai puțin știut este că tu nu ești prima victimă. Aveți peste tot în casă dovezi că tu nu ești prima victimă și a mai fost cineva înaintea ta în această casă. Încă un lucru neștiut de nimeni este că această lampă are lumină, dar nu are bec. Mie mi se pare extrem de logic. Ce părere aveți? Voi știați chestia asta? Și cam atât a fost, doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Până data viitoare, am fost Big Wolf și noi ne revedem în următorul episod.